Eric Emmanuel Schmitt, unul dintre cei mai îndrăgiți scriitori francezi traduși în limba română. Romanul Femeia în fața oglinzii este al 14-lea volum din seria de autor pe care i-am dedicat-o, începând cu anul în care am ajuns la Humanitas, în 2006. În momentul în care s-a înființat editura Humanitas Fiction în 2007, i-am făcut o serie separată de autor. După trei volume de nuvele, trei volume splendide, cea mai frumoasă carte din lume, Visătoarea din Ostende și Concert în memoria unui înger, după celebrul concert al lui Berg, Eric Emmanuel Schmitt a publicat acest roman, La femme au miroir, Femeia în fața oglinzii. S-a spus, critica literară franceză, cel mai complex roman al lui Eric Emmanuel Schmitt, care poate fi citit pe mai multe paliere, ca o poveste filozofică, poate fi citit de asemenea ca un roman de introspecție psihologică, poate fi citit ca un roman istoric, de ce nu, și ca o parabolă modernă. Femeia în fața oglinzii este, spunea Eric Emmanuel Schmitt într-un interviu, un omagiu pe care îl aduce el femeii diferite de contemporanii ei. Anne trăiește la Bruges, în Renaștere. Hanna trăiește la începutul secolului 20, în Viena imperială, în Viena lui Freud mai ales, și Viena lui Mahler, bineînțeles. Annie trăiește în zilele noastre la Hollywood. Trei suflete care, de fapt, ajung să fie unul singur. Iar scriitorul urmărește aceste personaje, trei într-unul, unul în trei, în relație cu divinul, în relație cu inconștientul și în relație cu chimicul, respectiv cu drogurile, cu alcoolurile tari. Traducerea acestui roman eu datorăm lui Daniel Nicolescu, cel care a tradus extraordinar și supunere tot în acest an, am lansat la Bookfest, de Michel Houellebecq. Traducerea este ieșită din comun, este o traducere extraordinară și toată subtilitatea lui Eric Emmanuel Schmitt, toată construcția și mai ales stilul lui. E foarte greu să scrii despre Bruges. Foarte mulți scriitori europeni s-au hazardat să scrie despre Bruges. Este scriitorul care iubește Bruges și care îl înțelege cel mai bine. De fapt, acest roman ar fi trebuit să se numească Anne de Bruges. Și o să vedeți pe parcursul scurtei noastre lansări de ce. Invitatele mele sunt două doamne care iubesc foarte mult literatura franceză și în același timp iubesc opera lui Eric Emmanuel Schmitt. Este vorba despre De la stânga la dreapta, despre Mihaela Dedeoglu, cunoscutul jurnalist de la RFI, de la Radio France International, secția românească, care vă delectează ore întregi în fiecare dimineață, de luni până vineri, cu emisiunile domniei sale. Alături de ea, binecunoscutul critic de teatru, Marina Constantinescu, care de câțiva ani buni este și selecționerul Festivalului Național de Teatru din România. Permiteți-mi ca mai întâi să-i dau cuvântul doamnei Mihaela Dedeoglu. Mulțumesc, doamnă Comunescu, pentru această frumoasă prezentare. A spus puțin mai devreme că Eric Emmanuel Schmitt scrie despre femei. Eu aș spune chiar că Eric Emmanuel Schmitt are o adevărată pasiune
pentru femei. Cum a spus un critic francez, are, și mi s-a părut foarte frumos, are o admirație generoasă. Și adevărul este că dacă ne uităm puțin așa prin cărțile sale, personajele feminine sunt prezente peste tot și sunt foarte diverse. Știe să surprindă cu foarte mult talent și să în puține cuvinte foarte multe caractere și foarte multe aventuri și poate de aceea eroinele acestea ale lui sunt atât de reale, pentru că sunt bine descrise și ne putem identifica cu ele foarte ușor. În Femeia în fața oglinzii avem aparent o narațiune simplă cu capitole care se încheagă foarte ușor și firesc unele în celelalte. Nu te pierzi în acțiune, nu pierzi firul povestirii, treci frumos de la un personaj la altul cu, aș spune, reușita celui de-al doilea personaj de a-l pune într-o formă epistolară care schimbă puțin așa narațiunea și dă mai multe bune. Suntem, cum spuneați, cu trei femei diferite, în trei epoși diferite și fiecare cu cioburile ei de oglindă, pentru că în primul capitol fiecare femeie se confruntă cu o oglindă. Ana nu apucă să se vadă neapărat în ea, pentru că oglinda se sparge și de atunci parcă asupra ei se năpustește tot ghinionul. Hana se vede într-o oglindă care nu-i corespunde, care este de fapt o fotografie, sunt de fapt fotografiile înținute care nu-i plac în lumea aceasta burgheză din Viena secolului al XIX-lea, iar Emmy, cea de-a treia, trăiește în Hollywoodul de astăzi, este un copil star, a început cu cinematografia de la 4-5 ani și acum este victima acestui star sistem. Toate trei se confruntă cu normele societății, toate trei sunt rebele, luptă împotriva curentului, pentru că normele acestea nu le corespund. Ana, deci, trăiește în secolul al XVI-lea, Hana trăiește în secolul al XVIII-lea, în burghezia din Viena, care, în ciuda unui mariaj presupus fericit și din dragoste, nu reușește să rămână însărcinată. E sub presiunea anturajului. Emi și ea este copilul acesta mic și pierdut într-un spațiu mediatic în care nu reușești decât dacă faci scandal și nu intri într-un cerc vicios. Suntem pe undeva în acest roman, în eternul așteptărilor feminine, în care femeia se zbate între convingerile sale intime și convingerile și convențiile societății, aș spune. E un splendid roman de weekend, e un roman de citit frumos iarna acum la frig sub plapumă, e foarte bine construit, are un stil concis. Ana refuză un mariaj organizat, pentru Hana nu suportă o viață de castel, de burgheză. Annie, cum spuneam, este victima starul sistemului. Pe lângă aceste imagini în oglindă, mai există o altă temă pe care Erich Emanuel Schmidt o tratează întotdeauna, dar prin învăluire, nu o tratează direct, și anume sexualitatea femeii. Pentru că aici avem trei extreme pe care vă las să le descoperiți în această carte. Pe de-o parte, virginitatea Anei, apoi frigiditatea Hanei și în cele din urmă ar fi dependența de sex pentru cea de-a treia eroină. Rămâne să vedem cum își vor găsi aceste trei femei, vor găsi ieșirea dintr-o epocă, din epocile lor, în care păreau că sunt fixate de către anturaj și de către familie. Marina Constantinescu. Bună ziua!
stau aici de ore în șir pe scări și mă simt ca într-un cor antic, făcând parte, de fapt, din ce este mai important din societatea noastră astăzi. O societate destul de tăvălită timp de 25 de ani. Dar ce se întâmplă astăzi aici, în Târg și la Humanitas, în mod special, cred că este povestea noastră de mântuire. Mă uit câtă lume stă la coadă, Mircea Cărtărescu este aici, dă autografe de cel puțin o oră, Lucian Boia, la fel, Andrei Pleșu, Gabriel Liceanu și noi încercăm să-l aducem mai aproape de dumneavoastră astăzi pe Eric Emanuel Schmidt. El chiar va veni și mai aproape de noi, pe data de 9 decembrie, la Ateneul Român, unde vă așteptăm pe toți. Va fi o întâlnire, una dintre conferințele pe care Humanitas le pune cu atâta noblețe și eleganță la cale. Ce este cu acest autor? Cred că este un autor tot mai subtil, un autor care își promovează printr-un discurs estetic de înaltă ținută atât romanul cât și novela. Pendulează între cele două genuri cu atâta grație, cu aceeași grație cu care și scrie, fie roman, fie novele. Este atât de subtil încât, ca desenul din covor, la capăt, întorcându-ți paginile sau propriul tău desen, descoperi o structură de un rafinament și de o durere a umanității cu totul alucinantă. Eric Emanuel Schmidt vorbește și în această carte fundamental despre inițiere, despre iubire, despre suferință, despre trădare, despre însoțire și, deloc în ultimul rând, despre Dumnezeu. Dar despre acel Dumnezeu pe care fiecare dintre noi este liber să-l descopere dincolo de orice fel de dogmă sau orice fel de ideologie. Este acel Dumnezeu fundamental, care nu cred nici eu că se ocupă de mărunțișuri. Nu cred că stă cu ochiul pe noi să ne certe, să ne înfățișeze pământul ca un infern. Fabulos cum îl poți descoperi pe Dumnezeu, descoperindu-te pe tine, descoperindu-ți limitele, neputințele, dorința de a iubi, de a te arunca către ceilalți. Este o carte într-adevăr complexă, pentru că vorbește despre trei tipuri de femei, ca într-o matrioșcă, trei într-unul, care, desfăcându-se ca într-un palimpsest, în fața oglinzii, își pot descoperi contopirea. Sunt trei planuri atât de diferite și, de fapt, atât de complementare. Trei tipuri de femei, probabil diferite, pentru că trăiesc în trei epoci complet diferite. Dar nimic nu e nou sub soare. Nimic în păcat, nimic în dăruire, nimic în voluptatea cu care cauți pe tine însuți, pe celălalt și pe Dumnezeu. Este o perspectivă a lui Schmidt de o tandrețe și în același timp de o fermitate față de lumea de astăzi, care mărturisesc m-a năucit, mai ales că în ultimul timp conviețuiesc destul de mult cu domnul Schmidt, probabil că este bărbatul cu care îmi petrec cel mai mult timp în ultima vreme, pregătindu-mă pentru conferința din 9 decembrie, iar trecerea mea dintr-o carte în cealaltă, dintr-un univers în celălalt, înseamnă tot atâtea perspective asupra lui, dar și asupra mea, dar și asupra lumii în care trăim. Poate femeia să aducă mântuirea? Nu știu. Azi este o mare sărbătoare la români. Cred însă că femeia îngăduită de Dumnezeu și nu pedepsită de Dumnezeu, pentru că îi dă miracolul de a crea, cred că femeia este cea care poate să mai spună povești despre ea, despre Dumnezeu și despre ceilalți, așa cum Scheherezada a făcut-o de mult și o va face
prin vocile marilor scriitori, acum și mereu. Mulțumesc foarte mult, Marina Constantinescu. Se vede că ai o relație foarte adâncă în momentul de față cu firele narațiunilor lui Erich Emanuel Schmidt. Vreau să vă mai spun că am spus că e un roman complex, nu e deloc un roman de duminică. Și v-am spus că putea să se numească Anne de Bruges. De ce? Fecioara Anne din Bruges a existat ca atare, ea a intrat la Beghine, comunitatea beghinelor, care a fost înființată în timpul cruciadelor și întâi a fost considerată o comunitate eretică de către Biserica Catolică, după care a fost adoptată. Beghinatele ajunseseră în Bruges să aibă ca un fel de oraș în oraș, cu brutărie, cu infirmerie, cu braserie pentru femeile respective. Ea ajunge să îmblânzească un lup. Extraordinar pasajul, ca până la urmă aceiași oameni care au adorat-o să o ardă pe rug. Hana, care este relația cu celelalte două personaje, care într-un fel sunt personaje în oglindă. Hana, de la începutul secolului 20, își părăsește bogăția și pe mare conte pentru a ajunge o fidelă ucenică a lui Freud. Iar ea scrie o carte fascinată de Anne de Bruges, descoperind jurnalul ei într-o arhivă. Interpretarea ei, bineînțeles, că aparține interpretării de la începutul secolului 20, care nu are nimic cu divinul. Este interpretarea freudistă, este interpretarea de căutare, de definire, dacă se poate spune așa, inconștientului. Lucrarea Hanei, la un moment dat, ajunge printr-un complex de împrejurări în mâinile unei extraordinar de talentate actrițe de la Hollywood, Anne, care își risipea viața în alcool și droguri. De ce? Pentru că ea, asemenea celorlalte două Anne, se simte diferită și neînțeleasă de contemporanii ei. Până la urmă, de fapt, Anne de Bruges se reflectă în celelalte două personaje și împreună alcătuiesc unul singur. Romanul are și o scriere foarte alertă, te ține în același timp, are multe nivele, se merge și la alchimie, se merge și la satanism, se merge la un palier foarte, foarte larg de teme. Pentru că mai avem puțin timp, v-aș citi un mic fragment care, de fapt, ne vorbește despre Viena începutului de secol 20 și despre Gustav Mahler. Într-o seară a lunii mai eram la filarmonică, vorbește Hana. Dirijorul Gustav Mahler interpreta una dintre lucrările sale. Precum majoritatea spectatorilor, eram sceptică pentru că, pasămite, știam ce ne așteaptă. Tânăr, carismatic, director de operă, mare interpret, le avea cam pe toate, nu? Doar n-avea și pretenția să ne convingă că întruchipează un nou Bach sau pe viitorul Brahms. Dirijor reputat în timpul săptămânii, acest compozitor de duminică profita la modul scandalos de influența lui ca să ne bage pe gât propria muzică. La unison cu vecinii mei, într-o stare de suspiciune, m-am așezat să-i ascult recenta simfonie. De la primele note, însă, mi-a atras atenția. La chemarea suflătorilor am uitat de mine.
Am plonjat în universul lui pasionat, sălbatic, dureros, chinuit de violențe care cresc fără să explodeze, stânjenit de amintiri vagi care se evaporă, un peisaj dinamic, accidentat, în care dintr-o dată un adagio își răspândește grația binefăcătoare a idoma soarelui care străpunge norii și poleiește cu aur o voiagă până atunci umbrită. Pe măsură ce simfonia lui Mahler înainta, împărăseam respirația și respiram prin muzică. Eram purtată de viori, inspiram adânc, odată cu corzile, momentele de ansamblu îmi opreau suflu, apoi expiram pe acordul perlat al harpei. Hanna ta, cea pe care o știi, cea care nu-și revine de pe urma sarcinii ei isterice, cea roasă de gânduri meschine, ei bine, acea Hanna dispăruse. O altă persoană, liberă, purificată, proaspătă, plutea pe muzică, lăsându-se dusă de curent, subjugată, fericită. Mi se părea că pătrunsesem în lăuntru sulfidelor. Ce altceva îmi ofereau globulele mele de cristal, dacă nu starea provocată de această muzică, eliberată parcă de mine însă, adăpostirea într-o lume a încântării, fuga de timpul pe care îl îndur și întâlnirea cu timpul de care mă bucur. Eram vrăjită, părăsisem realitatea de dragul frumuseții. La ultimul acord al sinfoniei, după ce am aplaudat frenetic, s-a produs ceva incredibil. Mi-am pierdut cunoștința. Precum o păpușă de cârpe, m-am făcut moale, am leșinat, după cum mi s-a povestit ulterior. Muzica m-a făcut să ajung pe podea. Țin să vă anunț că Erich Emanuel Schmidt în sfârșit vine în România, va fi la București între 8 și 10 decembrie, în seara zilei de 8, la Institutul Cervantes, chiar acoté de librăria Humanitas de la Cismigiu. Vom avea întâlnirea cu el, să discutăm acest roman și celelalte 13 volume din seria pe care i-am dedicat-o, va da autografe, iar, așa cum v-a anunțat și Marina Constantinescu, pe 9 decembrie, la orele 18:30, Erich Emanuel Schmidt va conferenția la Ateneul Român, fiind acompaniat chiar de Marin. Vă mulțumim și vă așteptăm la întâlnirea cu Erich Emanuel Schmidt.